Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la jurnal. Iată care sunt pentru început cele mai importante titluri ale zilei. Iată care au fost cele mai importante titluri ale zilei. Au rămas fără oi aproximativ 80 de ovine, au murit după ce au căzut aseară într-o prăpastie din Munții Rodnei. Din întreaga turmă de peste 150 de oi, până la orele amiezii au fost salvate 40. În această acțiune de salvare au intervenit jandarmii și salvamontiștii. Aseară, jandarmii au fost sesizați prin numărul de urgență 112 că trebuie să intervină pentru salvarea unor oi căzute într-o prăpastie. Nenorocirea s-a întâmplat pe vârful Corongis din Munții Rodnei. Încă de la sosirea jandarmilor montani la fața locului a început acțiunea. Este foarte periculos pentru că terenul este accidentat. Jandarmii trebuie să fie fixați în cordeline pentru a ajunge în zona prăpastiei, deci ceva mai în jos decât terenul. Și fiecare oaie trebuie legată, scoasă la suprafață, lucru care este destul de greoi, da? Deci merge destul de greu. 80 dintre oile căzute în prăpastie au murit. Până astăzi, la orele amiezii, jandarmii au reușit să salveze 40. Am vorbit ultima dată cu plutonierul adjutant rus, era într-adevăr foarte optimist, spunea că mai reușește încă vreo 40 să scoată la suprafață vii. Marea parte a acestora erau moarte de circa 80. Vorbim de circa pentru că nimeni nu le-a numărat exact ca la școală, 80-40. Vorbim de aproximări. La fața locului, în această dimineață, au fost ajunși și doi salvamontiști care contribuie alături de jandarmii montani la finalizarea acțiunii cu bine. O mai veche cunoștință a jandarmilor din Piatra Fântânele, un tânăr de 20 de ani, a fost din nou la furat de lemne. A încercat să fugă de oamenii legii, însă norocul nu a ținut cu el și a fost prins de jandarmi. În timp ce se aflau într-o misiune împreună cu lucrătorii ocolului Silvic Tihuța Colibița, jandarmii montani din Piatra Fântânele s-au confruntat cu un caz mai puțin obișnuit. La aproape 2 km de Valea Străjii, aceștia au surprins un atelaj încărcat cu lemne, care intenționa să părăsească zona împădurită. În timp ce oamenii legii îl verificau, din pădure și-a făcut apariția un altul. La vederea jandarmilor, bărbatul care transporta ilegal lemne a fugit. Cu tot cu cai. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani, o mai veche cunoștință a jandarmilor. După efectuarea verificărilor, jandarmii au descoperit că era vorba de o persoană, o cunoștință mai veche a lor, deoarece cel în cauză avea deja dosar penal încă de luna trecută, tot pentru același tip de abatere. Ca urmare, măsurile vor fi luate conform legislației în vigoare. Noile modificări propuse pentru învățământul românesc nu vor duce la niciun rezultat bun. Aceasta este concluzia fostului inspector general școlar Mihai Mureșan, care a declarat că acest an școlar va fi unul ratat. În opinia peneliștilor bistrițeni, modificările din învățământ propuse de ministrul Andronescu nu vor aduce nicio îmbunătățire, ci dimpotrivă, vor deteriora și mai tare sistemul de învățământ. În calitate de inspector școlar general, vă spuneam că în județul Bistrița Năsăud sunt încă 60 de școli care se află în diferite stadii de realizare acestor lucrări. Ei, vreau să vă spun că asistăm la, așa cum am spus, acest eveniment, când județului Bistrița Năsăud i-a fost alocată nici mai mult, nici mai puțin suma de 28 de miliarde de lei vechi sau 2,8 milioane de lei noi, această sumă fiind repartizată în proporție de 1,9 milioane de lei a celor lucrări care se derulează în consiliile locale, iar 9 miliarde de lei vechi, așa, sau 900 de mii de lei noi, sunt alocați acelor lucrări care se derulează prin inspectoratul școlar. Se pare că noul an școlar va fi unul ratat pentru 60 de școli din județ. Este foarte probabil să nu primească aviz de funcționare din partea Direcției de Sănătate Publică. Motivul? Condițiile necorespunzătoare. De fiecare dată noi am plecat de la premisa că copiii din școlile județului Bistrița Năsăud nu trebuie să sufere de pe urma apartenenței politice a inspectorului școlar general sau a altor lucrători din sistemul de învățământ, ci pe toți trebuie să-i tratăm în mod egal, fapt pentru care fondurile de fiecare dată alocate au ajuns în absolut toate școlile care aveau lucrări pe rol. Ori acum vă rog să cercetați aceste liste și să vedeți că în mod miraculos, în acele comune unde primarii sunt liberali, nu este vorba de nici măcar un leu repartizat pentru continuarea acestor lucrări.
În plus, Mihai Mureșan nu este mulțumit nici de modificările din cadrul bacalaureatului. Politicianul consideră că o evaluare pe parcursul anului școlar la unele materii nu este una reală și utilă, deoarece nu există persoane calificate pentru astfel de evaluări. Începând cu data de 14 iulie, operatorii economici care desfășoară activități de schimb valutar vor trebui să-și modifice afișele cu informații. Asta ca urmare a numeroaselor plângeri înregistrate de Protecția Consumatorului în legătură cu afișarea informațiilor legate de operațiunile efectuate cu valută. Datorită neînțelegerilor care apăreau până acum la casele de schimb valutar cu privire la afișaje și alte informații utile pentru clienți, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului a inițiat Ordinul 448/2009, prin care panourile de afișaj vor trebui să corespundă unor standarde bine stabilite. Referitoare la modificarea Ordinului 205/2007, care prevedea tranzacțiile de schimb valutar, foarte multe probleme, foarte multe reclamații. Suntem în proces cu mulți dintre acești operatori economici. Fondul va fi monocolor. Există și partea tehnică a acestui ordin în care sunt descrise și dimensiunile. Sunt până la 1 cm în exterior, de la minim 1 cm în exterior și la 1 mm în interior. Așa zice, 10 mm grosimea literelor, distanța dintre litere minimum 10, distanța dintre cuvinte minimum 20. Asta în exterior. În interior sunt mai mici. Ordinea. Pentru că până acum nu știam care e ordinea valutei. Acum se dă un exemplu foarte clar. Începe euro, dolar, liră, franc elvețian și mai departe în funcție de ce anume comercializează, tranzacționează ei. O altă modificare constă în faptul că nu se mai scrie cumpărare-vânzare, de aceea au fost confuzii la acest capitol, scrie cumpărăm, vindem, astfel încât consumatorul este clar informat cine vinde și cine cumpără. Vinde casa de schimb sau cumpără casa de schimb, e foarte clar. Prin aceste modificări referitoare la culoarea, dimensiunea și conținutul afișelor, se dorește evitarea actelor de înșelătorie comise de unii operatori economici. Se dorește astfel asigurarea unei bune colaborări între client și furnizor. Atenție ce transportați! Polițiștii sunt cu ochii pe voi. S-a demarat o campanie națională prin care toți agenții economici care folosesc cereale ca material brut vor fi controlați. În Bistrița Năsăud au fost deja amendați 2 agenți economici. Polițiștii Serviciului Investigare a Fraudelor sunt pe urmele agenților economici cu profil de panificație care transportă și comercializează produse în mod ilegal. Controlele de acest gen se vor efectua în fiecare zi. În Bistrița a fost deja depistat în trafic un autoturism în care erau transportate în mod ilegal peste 500 de franzele. Valoarea lor ajunge la aproape 900 de lei. Societatea a fost sancționată contravențional cu suma de 30.000 de lei și s-a dispus confiscarea mijlocului de transport. De asemenea, acțiunile au continuat și în orașul Betlean, în cadrul cărora polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat un număr de 41 de controle, au verificat 39 mijloace de transport, au aplicat 3 contravenții în valoare de 7.000 de lei.